uno dei momenti delle cioè, mai aspettate alle serie, entrare nell'arena della Piazza Nam, allo i box up, allo Tatum Fight inizial, a poi in circuito delle J1, a Boshi Wrestler, dare inizial, a poi giocatore del football americano, unde a giocato chiaro in NFL nel 1997. Este un sportiv care știe să se vândă foarte bine în zilele sale de glorie în circuitul K1. Dacă duceai la Tokyo, la orice magazin găseai reviste cu Bob Sapp, gumă de mestecat cu chipul lui Bob Sapp pe pachetel sau energizante cu chipul lui Bob Sapp pe doze. Da, și în acele vremuri a fost foarte aproape de un match pe reguli de box cu Mike Tyson. Da, interesant lucru între Bob pentru Bob Sapp este faptul că Ernesto Host, multiplu campion K1, este singurul luptător din circuitul K1 care nu l-a bătut niciodată pe Bob Sapp. Are două victorii Bob Sapp împotriva legendei Ernesto Host. La capitalul de imagine a lui Bob Sapp au contribuit și cele 10 filme în care a jucat, ultimul fiind chiar anul acesta, Conan Barbarul. Prosper om de afaceri Bob Sapp, conduce o firmă de IT care își are sediu în Dubai. Haideți să-i vedem pe cei doi. Iată-l pe Lungu cu câteva croșee. Bob Sapp vine aproape și el de adversarul său. Bună lovitură lui Lungu. Iată și răspunsul lui Sapp, luat acum în brațe de Lungu. Se schimbă foarte multe lovituri în acest moment. Lungu lovește puternic și Sapp este la podea. A căzut Bob Sapp. N-a mai rezistat, a lovit cei doi fără să se uite aproape. Mai eficient, Sandu Lungu. Numărat Bob Sapp, ține brațele sus și continuă meciul. Iată ce lovitură de genunchi a trimis acolo Sapp, luat acum din nou la pumn de Sandu Lungu. Oamenii de lângă ring sunt foarte, foarte speriați când cei doi se lasă pe corzile ringului. L-am văzut pe arbitru judecător gata să fugă de la masa lui. A căzut Bob Sapp. O lovitură serioasă de data aceasta. O lovitură puternică. Nu cred că se va mai scula bestia. Da, meci rapid. Victorie rapidă pentru Sandu Lungu împotriva lui Bob Sapp. Este nevoie de intervenția medicului. Americanul Bob Sapp nu se poate ridica de la podea. Bucurie pentru Sandu Lungu. A bătut un adversar celebru. Să sperăm că nu e nevoie de targă, că e greu să-l duci pe Bob Sapp pe targă. Da, a fost un pumn tare al lui Sandu Lungu. Vom vedea și reluarea. O lovitură adevărată. Acum s-a ridicat Bob Sapp. Da, e în regulă, americanul s-a ridicat. Îi ridică și mâna adversarului său. Iată, să vedem reluarea. Avem aici o dreaptă care s-a dus pe lângă figura lui Bob Sapp, după care croșeul de stânga direct în bărbia americanului. Frumoasă directa lui Sandu Lungu, a încărcat bine Lungu acea lovitură care s-a dus în bărbia lui Bob Sapp, a venit dreapta pe lângă figura adversarului, după care o stângă direct în bărbie și Bob Sapp pus pentru a doua oară în această repriză la podea, final de meci pentru luptătorul american. Așadar, debut fericit pe reguli de kickboxing pentru Sandu Lungu. Câștigă în fața lui Bob Sapp. Noi ne vom întoarce cu finala piramidei, meciul dintre turcul Ehan Deniz și olandezul Wendell Rocher.